Bună ziua, domnule deputat Laurențiu Leoreanu, ne revedem aici la sediul PNL din Roman. După ce data trecută am discutat o problemă așa pe larg, oarecum spinoasă a învățământului din România, cel dual, cel profesional, astăzi aș vrea să ajungem să vorbim puțin despre altă problemă care interesează și anume manualele școlare alternative. Am văzut că v-ați expus un punct de vedere, am văzut pe Facebook că v-ați expus deja un punct de vedere, ați dori cumva reîntoarcerea la manualele alternative? Sigur, sigur. Suntem într-o economie de piață, suntem într-o platformă de propuneri diversificate și într-o situație în care corpul profesoral, în colaborare cu asociațiile de părinți, cu colectivele de elevi, să poată opta în cunoștință de cauză. În momentul de față, Ministerul Educației ne-a întors la perioada comunistă, când aveam o singură editură, editura didactică și pedagogică, când aveam un singur manual, măcar pe timpul ăla manualele erau făcute bine. Păi aici aș vrea să ajungem. Dacă există această editură de stat și manualele, învățământul este de stat, de ce nu folosim această unică editură? Păi iată că o folosim. Și au scos manuale proaste. Asta înseamnă în sensul că în care sunt incompetenți. Da. Sigur. Dovada este de mai mult timp. Asta e acest lucru care s-a întâmplat acum. Este un element de incompatibilitate. Lucrurile merg prost, din mai prost în învățământ. Am atras atenția și înaintea examenului de capacitate, testele naționale la clasa 8-a, când circa 30.000 de elevi nu s-au prezentat la examenele naționale. Am atras atenția la examenul de bacalaureat și am văzut și acolo ce s-au întâmplat, cum s-au întâmplat lucrurile. Iată, vedem la manualele școlare, am atras atenția în Parlamentul României cu privire la manualul unic. Peste tot în țările dezvoltate există o alternativă, adică într-un anumit specific, un mod de furnizare a informațiilor, de crearea competențelor și abilităților. La noi lucrurile merg spre centralizare și măcar dacă ar fi mers într-un sens bun, pentru că ideea a fost aceea de a avea manuale la timp pe bănci. Iată că avem peste 1.600.000 de manuale care s-au tipărit, din care 150.000 doar la geografie, în care munții sunt puși în locul mărilor, în care state aflate pe glob nu apar, hărți nu apar, manualul de istorie are inadvertențe majore, tot la clasa 6-a, din ce am văzut aseară la televizor, ci care există probleme și la manualul de limbă și literatură română. Noi avem aici o problemă pentru că colectivele de concepere a manualelor trebuie formate din profesori cu expertiză, oameni care au demonstrat profesional, oameni care au în spate o carieră didactică și care ar putea să producă așadar un manual de calitate. Vedem că acest lucru nu se întâmplă. Prin urmare, selecția care s-a făcut acolo este cel puțin sub semnul întrebării. Dacă mergem mai departe la editură, este un colectiv științific, redacțional, care verifică aceste manuale. Iată că nici aici nu au fost depistate aceste erori. Lucrurile au mers mai departe, iar Ministerul cu nonșalanță anunță că nu mai este timp când să se retipărească cele 150.000 de manuale doar la geografie, dacă mai punem și istorie și limba română. Și ce-o mai fi și prin celelalte manuale, pentru că Ministerul a spus că nu are știință de alte erori în alte manuale, ceea ce nu elimină echivocul. Am spus că nu are știință, ceea ce însemna că mai există, dar va face updatări, va face corecturi în forma electronică și va afișa și o erată acolo. Păi, ni se pare un lucru subțire față de greșeala enormă care s-a întâmplat, pentru că aceste manuale vor ajunge în mâna copiilor. Eu, dacă aș fi elev, acum aș întreba, dacă eu aș greși la tablă când profesorul m-ar asculta, de ce ar trebui să mă sancționeze? Dacă ministerul, dacă colectivele științifice, colectivele redacționale au produs manuale cu asemenea greșeli, pe care de consecință, dacă ei au greșit pentru o țară întreagă și nu li se întâmplă nimic, de ce eu, ca individ, dacă aș greși și n-ar lovi pe nimeni greșeala mea personală decât în plan personal, ar trebui să fiu sancționat? Sigur că este o logică retorică foarte șubredă și care n-are niciun fel de suport, dar ar putea ridica un semn de întrebare. Prin urmare, eu cred că doar
calitatea corpului profesional, dedicarea lui, implicarea lui, altruismul lui, va aduce și va compensa aceste erori. Că până la urmă învățământul, dacă merge și obținem rezultate în România, merge doar datorită calității corpului profesional, a personalului didactic, auxiliar și nedidactic și a implicării părinților care interesează soarta copiilor. Și vreau să vă fac o precizare aici. După al doilea război mondial, cea mai bombardată țară din lume, care a primit și două bombe atomice, la Hiroshima și Nagasaki, Japonia, o țară la pământ, distrusă, a început prin a pune accent pe învățământ. Aproape 12% din PIB a fost alocate învățământului. Ei au înțeles la acea vreme că o țară fără un popor cu o educație, cu o instruire temeinică, nu poate să se dezvolte. Unde este Japonia astăzi? Unde este România? De puterile economice. Păi da, o să spună cineva, dar putem să fim ca Japonia? Păi, poate, de ce nu? Sau dacă nu suntem ca Japonia, de ce nu venim ca o țară din urmă cu perspective măcar de dezvoltare? Pentru că România, iată de ce, alocă 6% din PIB prin lege, dar în practică alocă între 3 și 3,5%, deci jumătate din ceea ce stabilește legea. Prin urmare, lucrurile sunt departe de a merge într-un sens pozitiv și în a se dezvolta. Japonezii au învățat ce înseamnă educație, ce înseamnă civilitate, ce înseamnă responsabilitate, ce înseamnă implicare, ce înseamnă o instruire temeinică, pe când la noi lucrurile se desfășoară în școală și mulți copii, în momentul în care ajung la un punct nevralgic, ori abandonează școala, cei care sunt mai puțin prieteni cu cartea și pleacă în străinătate crezând că acolo îi așteaptă Vurnel Dorado, ori alții care într-adevăr vor să studieze și să ajungă la un nivel ridicat, științific, profesional, părăsesc și merg într-un alt sistem de învățământ sau într-un sistem superior de învățământ sau într-un sistem postuniversitar și de doctorat în învățământ, acolo unii își desăvârșesc carierele și devin oameni de bază, specialiști în alte țări. Iar pe urmă, după ce și-au demonstrat probitatea morală, profesională și emit puncte de vedere despre ceea ce se întâmplă în țară sau se întorc în țară exprimându-și puncte de vedere așa cum au fost pe 10 august în România, spunem că ei ce caută aici, de ce s-au întors, ca și cum țara noastră nu și țara lor și ca și cum ei nu ar avea dreptul să-și spună punctul de vedere și atunci îi primim cu tunuri cu apă și ne batem joc de ei, de oameni care au muncit, care au făcut sacrificii, care s-au relocat, care au avut poate traumatice, care au avut poate frustrări, care s-au adaptat mai greu la alte societăți, dar au plecat pentru că nevoia i-a împins. Am vorbit doar despre un segment, cel al specialiștilor, cel al oameni meseriașilor, a profesioniștilor, a celor care au dovedit abnegație. Dar ne referim și la ceilalți care au plecat de rău, care poate nu aveau cu ce să se descurca, poate viața nu le oferea, au ajuns într-un impas. Ne aducem aminte, în anii 90 se închidea întreprindere după întreprindere, șomajul crește exponențial. Oamenii ce erau să facă? Să dea în cap, să omoare, să intre în case? Au luat drumul pribegiei. Așa cum s-au întâmplat cam în toate țările care au trecut prin aceste momente de cotitură ale vieților. Și atunci și-au luat viața în propriile mâini, destinele în propriile mâini. Au plecat și au mers mai departe. Și-au relocat familiile și au reclădit propria formație profesională și iată când simt că lucrurile merg prost în România, ei având de fapt o viziune și o percepție a ceea ce se întâmplă în străinătate, acolo unde trăiesc, și vin în țară și spun că lucrurile nu merg bine și trag un semnal de alarmă, guvernul ce face? Îi primește cu tunuri de apă, scoate jandarmeria cu scuturi, lovește femei, pune în genunchi bărbați, mor bătrâni prin spitale datorită gazelor aruncate în piață, punem în antiteză, dacă vreți, meeting-ul organizat de PSD. Bine, unde București a fost deschis total și cu aprobările necesare, nu doar cu încurajări chiar. Sigur că da. Meeting-ul organizat de PSD, acolo unde din mașini, în dubițele, se dădeau sticluțe cu apă minerală, și meeting-ul spontan organizat de cei din diaspora care au venit în țară, care au dorit să-și spună cuvântul și care au fost primiți cu tunuri de apă și cu ciomege pe spate din partea jandarmilor. Acum, atitudinea s-a văzut de când au venit în piață, că jandarmii erau
porniți, pentru că așa au primit ordine. Eu nu condamn acei oameni care au fost acolo, vai mama lor, și sunt convins că mulți și-au făcut datoria, între ghilimele, au îndeplinit ordinele transmise cu destulă greutate. E un sistem militarizat în care ordinul se respectă. Dar trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna, dacă vrem un stat democrat, dacă vrem un stat de drept, dacă vrem o țară dezvoltată, dacă vrem o națiune liberă, și trebuie să înțelegem că românii din diaspora sunt oameni care au contribuit la dezvoltarea economică a României. Ne aducem aminte, între anii 95-2005, când vorbim de anumite, într-o perioadă de creștere economică, că acei bani erau trimiși de cei de afară, care veneau în țară și se construiau case și se construiau firme și aveau de lucru societățile de construcții și societatea mergea. Trimite 4,5 miliarde de euro anual în România. Ce vorbim? Și atunci noi cum să-i primim? S-au avut pe unii din conaționale noștri care locuiesc. De ce au venit? Păi au venit că e țara lor. E țara în care au proprietăți, în care au apartamente, în care își plătesc taxele și impozitele. Muncesc afară, vai mama lor de mămăliga acră pe care o mănâncă. Pentru a asigura copiilor un trai mai bun. Credeți că le-a fost ușor? Nu le-a fost simplu, că tot statut de venetic au în țara în care s-au dus. Dar probabil n-au mai rezistat, n-au mai putut aici. Acum e altă situație în România. Pentru că mulți au plecat, s-a creat un gol major pe piața forței de muncă, lucrurile au început să meargă din punct de vedere economic prin transferul unor multinaționale, a unor investitori strategici în România, și iată, acum avem nevoie noi de forță de muncă. Dar la vremea aceea, când se închidea, dăm exemplu numai Romanu, când s-a redus Umaru, când s-a redus Petrotubul. Păi Petrotubul avea 11.200 de oameni angajați în Petrotub. Și acum vorbim despre 800. Da, ce comparăm? Fabrica de Umaru aveau peste 3.500 de oameni angajați. Și acum vorbim de 200. Despre ce vorbim? Vorbim despre platforma chimică, care avea 2.750 de oameni angajați și acum e zero. Deci toți acești oameni ce erau să facă? Încotro erau să opuce? S-au dus, ne-au văzut cu ochii și au căutat să-și ducă o viață decentă. Și acum când văd că lucrurile, după ce au trecut ani, cu greutate România s-a ridicat în picioare, vine cineva și îi dă în cap și o prăbușește din nou în genunchi, în sudoare și în sânge, normal că ridică un glas și spun că lucrurile nu merg bine, ei având și percepția a țărilor în care trăiesc, a statului democrat, a statului deschis către cetățean. Și noi ce facem? Punem bastoanele pe spatele lor și tunurile de apă. Mi se pare total un gest necalificabil, iar cei care au greșit trebuie să răspundă. Bun, de aceea lucrurile nu pot să rămână așa. Deja demisii. Ar fi trebuit să apară demisii. Ar fi trebuit să apară demisii. Nu a apărut niciuna. Niciuna. Nici anchete, lucrurile sunt, avem peste 750 de contestații, de reclamații, de hârtii depuse, nu avem niciun răspuns. Așteptăm și nu vom lăsa lucrurile să rămână așa. Pentru că națiunea nu se poate clădi pe minciună, pe oroare, pe asuprire. O națiune trebuie să clădească pe principiul liber, pe cuvântul deschis, pe spiritul liber, pe element de patriotism autentic. Așa trebuie să clădim România. Nu să o înăbușim în sânge, în sudoare, în măciuci și în apă atunci când unii spun lucruri care nu ne convin. Cât de bine funcționează manipularea în România? Mult. Mult. Manipularea funcționează destul de mult. Prin glasul unor oameni politici, prin intermediul unor organe de presă care sunt în acest parteneriat cu oamenii de presă care dețin vremelnic puterea și care pot finanța anumite acțiuni, avem și presă liberă, avem și presă decentă, dar avem și presă care joacă pe interesele guvernanților, a partidelor aflate la putere, și acest lucru nu aduce un prejudiciu doar pe moment. Creează o perspectivă nefastă pentru România. Aduce un aspect negativ și o percepție negativă și din partea țărilor occidentale pentru România. România la un moment dat s-a ridicat destul de bine în picioare și din punct de vedere economic și politic. Și ați văzut lucrurile ce se întâmplă. În momentul de față România este căzută într-o cont de umbră al imaginii. Inclusiv la întâlnirea PSD-ului au fost oameni din PSD care au solicitat demisia lui Liviu Dragnea, care au solicitat demisia premierului. În interior, acești oameni în perioada imediat următoare vor fi sancționați, pentru că Dragnea nu-i va lăsa așa. Înțeles, da. Dar trebuie să ținem cont că în orice partid există și oameni de calitate și ei trebuie respectați. Și acei oameni de calitate din interiorul partidului, când încep să strânge neputința, supărarea, frustrarea în exterior, înseamnă că lucrurile au ajuns la limită și nu se mai poate merge mai departe. Dar așa. Credeți că acești oameni au ieșit să strige împotriva? Vorbim acum... Păi, vă dau exemplu pe doamna senatoare Caterina Andronescu,
care a cerut clar una din persoanele care e recunoscută ca vechi PSD-ist, care a fost de mai multe ori ministru, cu greșelile ei, pentru că nu o dăm cu apă sfințită pe Ecaterina Andronescu, groparul învățământului profesional din România, care a dus duștiunea, i-a ieșit și acel nume de ambraburica, care nu-i face cinste, că ambraburit învățământul. Dar, la nivel universitar, ca profesor universitar, ca om care exprimă anumite lucruri, nu a căzut niciodată în afirmații deșănțate, în lucruri duse la limita legalității sau oprobiu public. De aici lucrurile trebuie privite cu anumită neîncredere față de PSD, atâta timp cât senatorul Andronescu iese și solicită demisia președintului Partidului de Guvernământ a domnului Liviu Dragnea. Și nu numai dânsa, și europarlamentari PSD, de asemenea comisarul european, Corina Crețu, a atras atenția de câteva ori că guvernul este în derapaj, că pierde fonduri europene, că sunt bani pentru autostrăzi și ei nu-i folosesc. Păi gândiți-vă, au promis autostrăzi, n-au inaugurat un kilometru de autostradă. Au promis 8 spitale regionale, nu este nici măcar în licitație, dar păi în lucru sau în finalizare vreo unul. Au promis școli moderne, nu există așa ceva. Toate aceste lucruri sunt trecute și explicate cu foarte mult tact la acea tablă din campanie care a luat ochii oamenilor. Dar iată că astăzi vedem adevărul, că trăim în minciună, în impostură, în promisiuni de șarte, nu sunt bani, investițiile nu se fac, învățământul în cădere liberă, sănătatea merge peticită, sunt lucruri care arată despre România o țară îmbolnăvită, o țară peticită, și mă doare sufletul când spun acest lucru. Fiecare om se gândește și la el și la familia lui și la prieteni, dar dacă prima dată nu se gândește la țară, dacă nu are în pieptul lui de român un element minimal de patriotism, atunci nu este justificată denumirea de român pentru acel om. Eu cred că această țară care ne-a ținut pe toți în brațe și ne-a dat la toți din tot ce a avut, trebuie respectată, trebuie sprijinită, trebuie dezvoltată, dar cu demnitate și cu onoare. La ce asistăm noi astăzi? La un dezastru. Vedem învățământul, vedem sănătatea, dai să vedem agricultura. Iată ce se întâmplă. Eu vă spun că oamenii care se uită la televizor nici nu înțeleg mare lucru cu pesta asta africană. Exact, aici vreau să ajung. Cine informează pe acești oameni? Cine are datoria legal să-i informeze, să meargă la om acasă și să spune, mă, omule, porcul dumitale s-ar putea să fie bolnav? Eu vă spun că lucrurile sunt foarte, foarte grave. Și aș acuza cu toată responsabilitatea de complicitate, irresponsabilitate, incompetență amestecată. Știți cum se spune în bucătărie, cu făină turnată ploaie, cu prostie în ploaie abundentă. În martie 2017, Comisarul European pe Agricultură anunță guvernul României de pericolul iminent al apariției pestei africane. Nu se ia nicio măsură, în schimb unii oameni își pun la adăpost business-urile. Și mă refer aici cu nume și prenume la fiul lui Liviu Dragnea, care în 2017-2018 vinde toți porcii. El știa ce urmează. El știa ce urmează. În 2018 primim de asemenea în prima parte a anului avertizare cu izbucnirea în forță a pestei africane. Ucraina, în care izbucnise pesta africană, ordonă vânarea, decimarea grupurilor de mistreți, de animale sălbatice care erau mistreți, purtători, care erau principalii purtători a pestei porcine africane. A fost o decimare în masă, chiar cu cruzime, cu mitraliere, cu pistoale mitralieră din mașini, au fost efectiv secerați. Mare parte au căzut sub gloanțe. Cineva poate să spună, nu a fost o chestie mai cu milă făcută. Oricum porcii mureau și am să vă dau imediat și câteva date tehnice. Iar o parte au trecut Dunărea Nord și au intrat în Tulcea, în România. Unde vedem dezastru care s-a întâmplat, am colegi din Tulcea care mi-au zis că zeci, sute de porci mistreți plutesc pe canale în delta, morți. Au apărut și niște fotografii la un moment dat. Au apărut și fotografii.
Vedem dezastru cu fermele de acolo, zeci de capete, de mii de capete. Acum am văzut 140.000, o fermă de 140.000, care a început uciderea porcilor. Deci ăsta sigur va închide afacerea? Nu are cum altfel, nu are cum. Altă măsură în momentul ăsta nu se mai poate, se putea până acum. Păi bulgarii de ce au putut să prevină? Și-au construit garduri în locurile de trecere a porcilor, au făcut filtre, au intrat cu substanțe dezinfectante încă de când s-au anunțat. Noi nu. Noi am lăsat. Cine a avut afaceri în acest domeniu și a știut, a fost informat și a pus afacerile la loc, iar ceilalți oameni de bună credință care au muncit, care e munca lor de o viață, se văd astăzi prăbușiți în genunchi. Mai mult decât atât, aflăm din presă, vedeți că presa de rea credință, într-adevăr, cum ați spus, manipulează, dar presa per total are un rol benefic pentru societate, pentru că aduce informația. Nu e corect să propage informații false, informații răuvoitoare, dar avem presă care transmite informații corecte și aflăm, dincolo de faptul că Dragnea Junior și-a pus la adăpost afacerea, vânzând toate capetele porcine, mai mult decât atât, nașul său este cel care, fără licitație, aduce și distribuie în țară substanțe chimice care acum sunt pentru dezinfectare, care până acum nu s-au făcut. Deci o afacere familie cumva. Deci vedem lucrurile cum se întâmplă, nimic nu e la voia întâmplării. Adică am ajuns la o vârstă și am o experiență în care îmi dau seama că coincidențele nu sunt întâmplătoare. Ci lucrurile au în spate gândiri și au în spate acțiuni bine determinate. Și iată la ce avem în momentul de față. Peste 700 de focare în România, 10 județe în care este răspândit focarul, o viteză extraordinară de răspândire a focarului, avem foarte puține filtre către zonele contaminate, statul nu este încă pregătit să despăgubească aceste ferme, aceste oameni de afaceri, avem o dislocare din nou a forței de muncă, pentru că mii de oameni vor rămâne fără de locuri de muncă prin închiderea acestor ferme. De fapt, aici avem o chestie înlănțuită, că nu vorbim doar de ferme. Noi vorbim și de unitățile de industrializare, de procesare a cărnii de porc. Vom avea o ocupare a pieții interne de desfacere a cărnii de porc cu produse din exterior, o creștere a prețului, pentru că nu poți să fii cu contraofertă, o pierdere a pieței externe acolo unde noi livram carne de porc, o pierdere de peste 10 milioane de euro în momentul de față, deci un dezastru economic, un dezastru în domeniul agricol și peste toate astea se anunță un alt necaz, pentru că o supărare nu vine niciodată singură, cum că în curând e posibil să apară scrapia, o boală la oi, care va duce de asemenea către decimarea acestor ferme sau turme existente acolo unde apare focarul. Și eu nu pot să nu mă întreb. Și atunci pot să mă întreb, ca să vă pun și eu o întrebare. Două întrebări. Oare lucrurile astea se întâmplă de la sine? Totul e întâmplător? E un semn mare de întrebare. Și dacă se întâmplă, noi prostie, incompetență sau rea voință de a nu ne implica și a limita ceea ce se întâmplă? Eu cred că românii sunt doar de lăsători și așteaptă. Poate trece. Da, adică am stat cu brațele deschise să vedem ce o să se întâmple și poate Dumnezeu ne va apăra. Păi Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă. Pe principiul ăla muieți-ți poți magii. Adică, domnule, dacă te vede că ești neputincios, ai credință și vrei să faci, te ajută. Dar dacă te vede că tu ești indolent, incompetent, dai dovadă de un grad ridicat al prostiei, ba pe această suferință a țării și a românilor, tu cauți cum să scoți profit, rezolvându-ți problema la nivel punctual, căutând să rezolvi traficul acesta de substanțe chimice dezinfectante, apoi atunci ce să aștepți? Dacă tu nu vrei să te ajungi cu absolut nimic. Eu am citit foarte multe opinii, apropo de pesta asta porcină africană și de boala vacii nebune, că avem gripe în România, au fost, cred că la toate... Aviara. Aviara, da, au fost, nu știu dacă există vreo gripă de asta pe care să nu... Să ne ajungă în România. Exact. Parcă ar fi poligon de încercări. Dar dacă... Aici intervine, da, e o teorie a conspirației. Da, sigur. Dar și nu intrăm mai mult în ea. Întrebarea pe care am văzut-o la foarte, foarte multă lume, bine postate pe rețelele de socializare, este: măi, oameni buni, gripa asta chiar există?
Da, există. Adică animalul meu, spunea unul pe Facebook, nu prezintă niciun simptom. E absolut normal, e sănătos. Sunt departe de focarele de infecție și totuși au venit cei de la veterinari și mi-au luat animalul din ogradă. Porcul meu perfect sănătos. Nu prezintă acele simptome. Acum, pentru publicul larg, simptomele sunt cam următoarele. Animalul devine apatic, devine mai retras, își pierde pofta de mâncare, prezintă o stare febrilă, are infiltrații hemoragice, care se manifestă la exterior prin pete sângerii, mai ales în părțile în extremități. Da. Și mulți spun, domnule, dar am înțeles că carnea de animal infestat nu este periculoasă la om. Domnule, nu fi, dar are infiltrații hemoragice, ceea ce înseamnă carnea devine sângerie, are o stare febrilă, splina, dacă la autopsie apare, devine neagră. Eu nu știu dacă cineva, știind că are o friptură din astfel de carne în față, ar mânca. Eu n-aș mânca. Deci carnea, clar că nu mai este propice consumului. Dar oamenii au început oricum să-și taie porcii și să-i băteze în frigider. Aia, dacă sănătos și l-a sacrificat și l-a băgat în congelator, e cu totul altceva. A reușit să salveze ceva din ceea ce a investit până atunci. Muncă, bani, nutreți și așa mai departe. Sigur, fără doar și poate. Chiar la nivel familial. Ca să nu mai vorbim la nivel de firmă, de fermă, de industrializare a creșterii porcului. Da. Cine ar avea interesul să aducă acest... Alții întreabă, cum a ajuns pesta porcină africană? Bine, noi știm. V-am dat un exemplu cu mistreții trecuți în not. Exact. Au fost și filmări cu mistreții care notau și treceau în coace. Dar cum apar aceste boli? Că, apropo de intrăm în teoria conspirației și a zis că să nu mergem mai departe. Eu acum vă spun așa, eu nu sunt un specialist în domeniul veterinar, în domeniul zootehnic, nici nu vreau să intru în teoria conspirației. Eu constat doar ceea ce avem în față. Știu doar că am fost avertizați din timp, din martie 2017, de Comisarul European pe Agricultură, de la Bruxelles. Știu că nu s-a luat niciun fel de măsură. Știu că am fost avertizați în februarie-martie 2018 din nou. Știu că atunci s-au luat unele măsuri de către unii indivizi care și-au pus la adăpost afacerile. Știu că focarele au izbucnit fără ca guvernul să se implice în vreun fel. Știu că în momentul de față suntem într-un dezastru național în ceea ce privește zootehnia, în ceea ce privește dezvoltarea economică pentru industrializarea cărnii de porc, în ceea ce înseamnă invadarea pieței noastre de către produse din porc din exterior, pierderea segmentelor de piață externă pe care le-am avut cu desfacerea de porc autohton, cu falimentul unor firme importante și a unor oameni de afaceri care se văd distruși, cu incapacitatea guvernului de a da fonduri recuperatorii și compensatorii, cu această problemă a aducerii de substanțe dezinfectante, fără licitație și de către oameni apropiați grupurilor de interese a celor care decid aflați la putere, cu mii de oameni care își pierd locurile de muncă, deci suntem într-o situație deplorabilă care se anunță de ce în ce mai acută și pe care România nu a mai trăit-o în ultimii 20 de ani, care la bază, pe lângă factorii obiectivi, are un factor subiectiv clar, incompetența crasă a guvernului actual a României. Și atunci, că am ajuns unde trebuie să ajungem, ați adus vorba și de acum 20 de ani și exact unde trebuia să, unde voiam să ajungem. În urmă cu 20 de ani, ultima persoană acuzată și împușcată din cauza asta parțial, din subminarea economiei naționale, PNL-ul poate acuza partidul de guvernământ de așa ceva? Sigur. Subminarea economiei naționale, pentru că vorbim toată această listă pe care ați enumerat-o punctual. Sigur, da. Sigur, da. Iese domnul Daia și spune acum că fermierii să ardă porțiunea de teren cu vegetale din jurul fermelor și pe urmă să aplice arătură și... Acum spune... După ce țara este infestată, unde a fost domnul Daia? Domnul Daia a umblat cu oaia. Stai să vedem ce se întâmplă și cu oaia, pe care a anunțat-o că ar trebui să fie pe tema României. Să vedem și cu oaia, că dacă se întâmplă și acest lucru, păi înseamnă că domnul Daia nu-i mai competent ca oaia.
Adică, domnule, râdem, glumim, suntem un popor care la necaz știm să ne reclădim, să facem haz de necaz, dar nu mai e de glumă, suntem într-un dezastru național. Învățământul e jos, sănătatea e peticită, zootehnia e într-un dezastru național, investițiile merg prost, dezvoltarea regională, dezvoltarea structurală în România nu se întâmplă, fondurile europene sunt pe cale să le pierdem în mare măsură, nu se atrag fonduri europene pentru că guvernul s-a pregătit prost și nu a fost gata cu pregătirea documentelor pentru atragerea fondurilor europene. Pe această cale aș vrea să dau și un element de optimism. Să vă spun că împreună cu primarul Romanului pregătim anii 2019 și anii 2020, care sunt convins că vor fi mult mai buni decât 2017 și 2018. Avem mai multe proiecte depuse, mai multe pregătite, din care unele chiar depuse, și pe fonduri regionale, la Consiliul Județean, și pe fonduri guvernamentale și pe fonduri europene. O să întrebe cineva, dar până acum lucrurile s-au mers foarte prost pentru că guvernul nu a fost pregătit și fondurile nu se puteau atrage. Multe din aceste proiecte sunt pornite încă din perioada când eram primar. Le-am reactualizat împreună cu primarul, le discutăm. Vreau să vă spun că eu cu primarul municipiului Român vorbim zilnic la telefon și ne vedem și stăm de vorbă cel puțin de 2-3 ori pe săptămână. Și lucrurile sunt pe un făgaș bun. Determinarea, abnegația și implicarea noastră se vor vedea începând cu anul 2019. Sper să avem o nouă dinamică în Roman, așa cum a fost, cum am învățat eu pe romașcani. Asta nu înseamnă că primarul are o vină prin ce s-a întâmplat, ci factorii obiectivi, faptul că guvernul s-a mișcat prost, faptul că măsurile financiar-fiscale luate au diminuat din bugetul local. Păi acum la rectificare, primăria va pierde aproape 2 miliarde de lei. Deci în loc să-i dea, îi ia, după ce s-au luat bani la începutul anului. Sper să nu însemne o altă creștere de 20% a acțiunilor și... Nu se va mai întâmpla acest lucru, dar dacă nu se întâmpla acest lucru, vă spun că municipiul Roman era în genunchi astăzi. Da. Fără să fiu un susținător al creșterii acestei. Eu cât am fost primar, n-am crescut niciodată taxele și impozitele. Și promis lucrul ăsta. Așa, și cât am fost primar, aproape 9 ani, n-am crescut niciodată taxele și impozitele cu inițiativă locală, doar ce a venit de la guvern prin indexare. În rest, nu am mărit taxele și impozitele. Primarul a fost nevoit pentru că i-a decapitalizat bugetul local. Sunt convins că nu se va mai întâmpla în perioada următoare. Vom lua și vom eficientiza și vom gândi foarte bine bugetul local, vom fi foarte pragmatici, iar în următor va însemna mai multe proiecte care vor începe în Roman și eu zic că Romanul va intra din nou ușor, ușor pe un trend ascendent în dezvoltare. Acum, sănătoși să fim și să fim lăsați să ne facem treaba și să muncim. Că uite, profesorii ar vrea să-și facă treaba, dar dacă le vin manuale proaste, nu numai că nu sunt sprijiniți, sunt și încurcați. Lucrurile sunt departe de a funcționa cum trebuie în România. Luni vom începe o nouă sesiune parlamentară. Îmi urez succes și mie și colegilor mei, tuturor din Parlament, cu o viziune mai bună, încărcată de mai mult patriotism pentru România, să încercăm să aducem lucruri mai corecte, mai pragmatice, mai legale în fața oamenilor, să avem o aplicare practică și nu ceea ce se întâmplă cu gândirea tot felul de ordonanțe, pe amnistie, pe grațiere, tot felul de prostii de care România nu are nevoie și pe care Partidul Național Liberal nu le susține, ci de lucruri pragmatice în care să dezvoltăm economia, în care să încurajăm mediul de afaceri, în care să susținem educația și sănătatea și iată să ieșim din această gaură păguboasă, din acest dezastru în zootehnie în care ne aflăm și în care incompetența guvernanților noștri și-a dat încă o dată măsura. În rest, Doamne ajută, Dumnezeu să binecuvinteze Romanul și pe romașcani, cu optimism, cu credință, cu muncă și cu implicare, să sperăm că vom merge și vom duce Romanul, Neamțul, Moldova, România pe drumul cel bun. Doamne ajută! Domnule deputat, vă mulțumesc foarte mult. Rămâne să ne vedem data viitoare cu alte subiecte. Doamne ajută, oricând!